Ungaria va organiza luna viitoare un summit european pentru a dezbate chestiuni de politici și ale comunității europene. Însă, deși Ungaria este președinte în exercițiu al Uniunii Europene, miniștrii țărilor membre boicotează ședințele organizate în țara vecină. Cu detalii vine colegul nostru Balaș Barabaș, editor Alev News. Bine te-am găsit, Balaș! Bună ziua! Hai să vedem care sunt motivele boicotului. Motivele sunt mai multe. În primul rând, politica premierului Victor Orban din ultimii ani de a pune veto la majoritatea deciziilor care ar fi trebuit să fie unanime în Uniunea Europeană, în special referitoare la ajutoarele destinate Ucrainei, ajutoare financiare, credite și așa mai departe. Dar probabil că paharul s-a umplut în iunie anul acesta, când Victor Orban și-a organizat singur o așa numită misiune de pace neanunțată nimănui, asta doar cu câteva zile înainte de a prelua președinția rotativă a Uniunii Europene pe 1 iulie. Dacă ne amintim, el a făcut o vizită la președintele rus, Vladimir Putin, apoi și o vizită în China și toate acestea sub semnul apropierii procesului de pace din Ucraina, în speță în conflictul ruso-ucrainean. Cum spuneam, aceste vizite și aceste discuții nu au fost discutate cu absolut nimeni din Europa, ceea ce a creat o furie și o dezaprobare totală. După toate acestea, bineînțeles, miniștrii și liderii europeni își pun întrebarea dacă mai are rost să continue sau să încerce orice colaborare cu premierul ungar și cu guvernul ungar atâta timp cât din partea acestora nu există sau nu se vede nici o dispoziție către o cooperare cu Europa. Deci din această cauză se întâmplă că, iată, mai ales la întâlnire informale la nivel european, miniștrii europeni ori nu-și fac văzută prezența. Chiar săptămâna trecută a avut loc o ședință a unei comisii europene la care au participat doar 7 miniștri din Uniunea Europeană. Dar, de altfel, aceste decizii se iau de la caz la caz, atât în Comisia Europeană cât și în Parlamentul European. Dar cum s-au derulat mai exact aceste boicoturi? Aceste boicoturi se derulează, cum spuneam, pe de o parte prin ținerea la distanță a miniștrilor săi de către guvernele europene. Este vorba mai ales de întâlnire informale, bineînțeles, unde nu se decide nimic, sunt doar discuții de background. Dar, de exemplu, grupul de stânga din Parlamentul European a spus că va participa la toate întâlnirile legislative la care participă Ungaria, deci doar de dragul de a boicota prezența Ungariei nu o vor face. Cam la fel va decide și Partidul Popular European, cel mai mare grup parlamentar din Parlamentul European. Deci nu se boicotează ședințele și deciziile în sine, indiferent că ele sunt sau nu organizate de Ungaria, ci sunt mai mult semnale informale. De altfel, o știre de ultimă oră este și anunțul președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a atribui comisarului european din partea Ungariei, Oliver Varhei, portofoliul sănătății și al protecției animalelor. Unele surse afirmă că atunci când s-a făcut acest anunț, mulți din sală au bufnit în râs. Deci este un semnal destul de puternic către poziția liderilor europeni și a parlamentarilor europeni față de Ungaria. Balaș, îți mulțumesc pentru informații.